Vă spun bine, știți, eu sunt din Botoșan și mă bucur să revin în leagurile unde am copilărit și unde acum câteva luni mă întâlneam zi de zi pe străzi și ne salutam. Ce pot să vă spun? Că din prima zi când am ajuns la București, Dumnezeu nu mi-a fost decât la Botoșan și, bineînțeles, la România. Am încercat să întreprind anumite demersuri legale să ajutăm zootehnia românească. Și pot să vă spun că chiar au părut reușite. După cum bine știți, pe ordonanța 23 cu identificarea a fost ceva probleme de 3 ani de zile. Nu a reușit să iasă această lege de când am ajuns la autoritate împreună cu domnul ministrul Liviu Arbuț, împreună cu asociațiile, împreună cu colegii medicilor veterinari, am reușit să ne punem de acord și spre satisfacția noastră, legea a trecut în Parlament și România de o săptămână în pace are o lege a identificării. Aș vrea să mai împărtășesc un lucru, spun eu ca și realizare, am scos un ordin, ordinul 136, prin care se liberalizează circulația porcului în gospodăriile populației. Consider că, de fapt, acesta a fost primul gând al meu când am ajuns la București, pentru că venim din mediul în care, după cum noi știți, noi avem provenim din mediul rural și majoritatea oamenilor din Botoșani și nu numai în întreg teritoriul României sunt crescători de porcine. Sistem gospodăresc și, din păcate, de 6 ani încoace au avut interdicția de a mișca porcii într-o gospodărie în alta sau de a-i putea tăia în abatoare. Cu destule presiuni, noi am reușit să scoatem acest ordin și de săptămâna viitoare, gospodarii noștri vor putea să-și valorifice porcii crescuți în unitățile de abatorizare.